4-5 lemne de-astea, le spart în 4 și le-ai băgat în... Un și cu focul. Ăsta arde, nu ca alea micuțe așa. Ăsta l-ai băgat două de astea, nu? Ăsta două de astea, da. Le spart în patru, nu mai e treabă cu el. Noi lemne și faci cu și bani. Da. Ai nevoie de un ban, de ceva, să zici că să ții ceva de mâncare. Te-ai dus, te-ai treat și omul ia cu tine până și îți mai dă și o mâncare acolo, mai dă ceva, știi? Ca mea ar fi să faci tu în așa fel, să ții tot de acolo și o motocoasă de aia de tăiat iarbă. Da. La vară, zice, da. Îmi spune că la vară, zice, cum faci acum iarna bani cu lemnele. La vară faci bani cu tăiatul iarba, că la iarbă, că mai se găsește unul altul când te află că ai, zici, aibă, să-mi tai și mie iarba. Să-mi tai și mie iarba, da, da. Așa? Merge, nu? Ne vedem, acum sperăm că ar trebui să meargă. Mamă, dar ce bujie micuță are. Niciodată. E prima oară când îi desfaci asta? Da, da, da. Cum a rezistat atâtea zile? Uite că rezistă la mine. Să strânge. Hai că facem un, strânge, un tutorial de ăsta despre drujbă. Hai de mă, de dracului mai așa. Nici de ce nu o strânge bine aici, că aici trebuie... Da, 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 trebuie strânsă să... A, gata, acum gata. Cred că e ok. Eu cred că și din cauza că nu era strânsă de fabrică. Să nu făcu scânteie ca lumea acolo? Mă gândesc. Da. Și la situația asta, că aici ai fabricantul a feștelit-ul. Elefantul... Noroc cu mine. Fără trompă. Că am scos eu la capăt. Știi? Asta uite așa se bagă, presupun. Dacă nu-i bagi un cui de la... Da, nu mergi cu cui. Ia, du-te dreptul. Stai mă, Artur, lucrăm frumos. Ai, frumos lucrăm, nașul. Deci? Mașina ta cum e, merge? N-are nevoie de ceva de să o demontăm? Păi cred că are motor de drujbă mașina aia. Da? Ia uite-o. Ia așa. Dacă bun. Nu te pun o ia, nu e benzina. Nu, acum o ia sigur. E sigur? Da. Dacă am desfăcut aia acolo... Ia. Merge. Ta elefantul. Problema e că eu cred că am găsit un pic ulei, cam mult. Ai pus mult ulei? Bă, nu e, da, n-ai văzut ce spun, scoate. În benzină, nu? În amestec. Da, da, da. Ei, pentru chestia asta o să iau, o să-i mai iau niște benzină de la Ceptura și o mai diluiesc, așa scrie în carte. Că dacă ai greșit, o să mai diluez un pic. Dar știu că ai mai pus un ceva ulei și s-a stricat în generatoarele alea, nu? În ăla. În ăla. Ei, uite, vezi, de-aia a zis Ramona, că... Cu drăză nu mai faci probleme, că ai tăiat 3-4-5 lemne de astea, le spart în 4 și le-ai băgat în șemineu și ai cu focul. Ăsta arde, nu ca alea micuțe așa, ăsta ai băgat două de astea, nu? Ăsta ai băgat două de astea, da. Le spart în 4, nu mai e treabă cu el. Da, hai că a luat-o până la urmă. Trebuie să o ia, hai, și acum nu ar trebui să o ia la prima sfoară, că e încălzită. Hai să vedem, facem probleme, vedem dacă plec. Da, trebuie să pleci acum. Ia. Hai,
Și lanțul, cred că mai trebuie scuțit, și nici lanțul nu mai tare bine. Da, ai cu ceva, cu ce să dă, cu o pilă, cu ceva, da. Am impresia că am dat un cui. A. Că a luat un cui undeva, pentru un lemn, de dimineață, când l-am tăiat. Păi el nu era, deci merge de mers, nu e. Ați văzut care a fost chestia? Cred că aia a fost chestia, bujia, și trebuie să-i cumpăr o pensulă de aia de vopsit, că de când în când se desface șuruburile de aici, să scoate masca afară de la... Le scoate lama și cu lanțul, se perie, se curăță bine de rumeguș, că la un moment dat eu o să ajung să nu-ți mai arunce uleiul de la mungere. Că rumegușul îl blochează, că e un orificiu mic acum. Și ce trebuie să faci? Dai lanțul ăla la jos, am înțeles, da. Scoți capacul, lanțul și lanțul. Și înăuntru, la rotul locului, să curăți bine. Curăță-l. Și ziceai că aproape că ai scos banii pe ea? Deci am scos aproape ce, mai am o minimă jumătate și și-a făcut bani. Dar ce ai făcut? Ce sunt? La cineva, a avut niște lemne foarte tari. Și le-am reușit, le-am tăiat. Dacă vreți să vedeți ce lemne scurt, am tăiat, am dus deja și am dus și minim ce lemne de sunt. Hai că o să mergeți și acolo. Și cât ai luat? În cauza fricului aici, păi am tăiat niște lemne. A fost tar și zice, băi, zice, ia scos. Un milion, adică. În 2 ore a fost gata. Să știi că poți să scoți și niște bani cu asta, dacă scos. Te duci să mai... Scoți bani, păi da. De asta am și luat mai mult. Pentru noi, ca să avem de trei lemne și ai scos și bani. Da. Ai nevoie de un ban, de ceva, să zici că să-ți iei ceva de mâncare, te-ai dus, te-ai tăiat și omul ia-te cu tine, până și-ți mai de și o mâncare acolo, mai de ceva, știi? Da. Cât ai dat? 350 ai dat pe aia, nu? 350. Dar să vezi dareaua dracului, că am comandat un stil. Am comandat un stil și am comandat la mama soacră, trebuie să vină un curier după la București, cu drujba. Trebuie să vină astăzi, mă aștept să primez mesaj. Păi și ce faci? O refuz, o dau înapoi. Ai luat-o pe aia înainte să o iei pe asta, nu? Da, o comandasem pe aia înainte, nu știam că o găsesc pe asta. Și era 410 lei aia, cu transport. Aia de la stil, nu? Dar am aflat pe urmă ulterior de la niște băieți din Bărcesc, ce vezi că te păcălești, Arturi, că nu e stil. Tot astea de 2 milioane, de 2-3 milioane, dar ce are lipite accipilduri de stil pe ea, ca să zici tu că e stil. Alea mi se pare că sunt mai scumpe, nu? Stilul ăla decât de... Zice că un stil bun e 18-20 de milioane, da. Se pare cum să fie 4 milioane, 100. Aia nu este, ăla e făcătură. Zice, uite, îți dau un exemplu, poți să duci la Uzvarna sau la stil și le cer să-ți dea un accipild. Iei accipildul și unde scrie elefantul, tu lipești pe aia de stil aici. Și gata, ea apare că e stil, poți să și vinzi. Cine nu știe ce că eu, uite băi, stil. Păi și poți să mai refuzi acum? Da, poți să refuz comanda. Poți să refuz, nu? L-am comandat, domnule. Ai comandat-o cu plata la livrare. Cu plata la livrare. La livrare, da. Și dacă nu o iau, o duce înapoi și plătește la curierul duși întors. Da. Nu mai, dacă e să mai iau una, doamna zice, fii atent, ar fi bine, zice, când am avea bani, să mai luăm o drujbă, zice, să avem de rezervă, uite, să strică una, o ai pe a doua. Dar zic, bă, dacă umpli atent cu ea, n-are cum să strice. Și am ce zice, părerea mea ar fi așa, dacă ți-ai luat drujbă e bună, zice, părerea mea ar fi să faci tu în așa fel, să ții tot de acolo și o motocoasă de aia de tăiat iarbă. Da. La vară, zice, îmi spune că la vară, zice, cum faci acum iarna bani cu lemnele, la vară faci bani cu tăiatul iarbă, că la iarbă, că mai se găsește unul altul când te află că ai, zice, ai bă, să-mi tai și mie iarbă. Și mie iarbă, da. Plus că la tine, nene, zice, nu mai are voie să mai fie curtea plină de ciulini, dacă ai una de-aia, numai de drag faci ca pe gazon, ai curățat, ai tuns iarba în curte, zice Ramona, urmă, adună cu grebla, nu mai ai voie să mai ai iarbă cu aia. De exemplu, cum am aici lăstărișul ăsta de pomi ăștia, aici cu drujba, acum poți să... Bineînțeles, faci curat. Ramona, ce aici nu-i tăie pe tot, dar mai rărim, îl lăsăm pe acolo, pe acolo. Dar oricum, mai aranjez cum ar veni, nu mai... Și pe urmă, potocoasă, poți să tai iarba de jos frumos aici. Da. Și poți să faci curățenie, cum sunt cioatele astea, zice, iar uite aici, cum sunt astea, iar poți să le... tai cu drujba de sus, de jos, ca să fie drept. Dar doar să ai grijă de ea, să nu... Aici pământul ăsta tot poți să-l bag, o să-l bag în groapa aia acolo, o să o ascult tot și o să apară altfel. Deci, ce, uite, Ramona, ce uite, îți mai dau un exemplu. La vară să zicem că facem acoperiș la cameră și ai văzut că îți trebuia o drujbă să tai pătrații, că te chineai... La dimensiunea pe care vrei tu, da. Cu asta ai tăiat imediat și ți-ai făcut treaba mai departe. Nu te mai apucă seara, că n-ai cu ce tăia pătratul și îi dai roata de colo-colo.